Mii de pitești au petrecut revelionul în restaurante. Anul acesta, patronii localurilor au lăsat la prețuri ca să-și umple sălile și bine au făcut. Toate locurile au fost ocupate, iar distracția a fost cuvânt de ordine. Au fost trei spectacole în care s-au adunat aproape 800 de oameni, în cele trei spectacole de aici, eu așa le numesc. Pentru că eu cred că omul sfințește locul, nu contează că tu cânti într-un restaurant sau pe scenă, atât timp cât oamenii reacționează așa și nu mănâncă și nu beau și stau lângă tine și dansează și se uită la tine, înseamnă că au transformat ei, acești oameni, locul respectiv într-o sală de spectacol. Cel mai bogată din an, da? Pentru că mă înconjur aici de câteva sute de oameni, în patru saloane, distracție bună, artiști, meniu bogat, ce să-și mai dorească omul decât să distreze? Cheful din localuri a ținut până dimineață.